Ok, deci bun, 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 salut lume, eu sunt Magic Open și astăzi a venit vremea să fac și videoclipul cu Q&A-ul. Uh, nu știu cum să spun, este... cred că videoclipul ăsta va avea două părți pentru că, cum să spun, sunt foarte multe întrebări, am primit o grămadă de întrebări și da, o să le iau de jos până sus de tot începând cu Alin Ionuț, mă întreabă de unde sunt, sunt din București, doi, youtuberul meu preferat, bă, nu am youtuberi preferat, adică, nu am youtuberi preferați, adică, îmi plac mai mulți youtuberi și nu mă pot decide, numele meu de familie, e, asta nu o spun deocamdată, e un nume destul de ciudat, să spun așa, mă rog, cum mă cheam în viața reală, Victor, unde stau, în București, am mai zis, o să joc și alte jocuri pe canalul ăsta. Deja am jucat o grămadă de alte jocuri. Mulțumesc pentru felicitări. De ce m-am apucat de YouTube? Păi, sincer să fiu, nu știu. Pur și simplu, am văzut că este o modă așa cu Minecraft-ul în România. Și am zis, bă, mie îmi place Minecraft-ul, aș putea să mă apuc de YouTube să văd și eu ce succes am. Și dintr-o joacă am ajuns la un canal foarte, foarte mare, canalul pe care l-am acum. O să fac o serie cu fanii. Probabil, dar nu în viitorul apropiat. Cât de des ascult manele? <laughs> uh, la asta ce pot să spun? Cam. Adică, nu, nu ascult foarte des, dar când am chef să ascult manele, numai manele ascult. Cât de des mănânc și urma, Două, trei ori pe săptămână este cea mai bună mâncare, cum să spun. De ce manelele e viața ta? What the fuck? Pentru că manelele merge cu shawarma. I-am dat răspunsul Dacă am 5.000 de abonați Fac niște promovări Băi, o să încep seria de promovări Dar uh, Trebuie să mă decid la un preț sau ceva Pentru că nimic nu e gratis În lumea asta dacă stăm să ne gândim bine uh, uh, Nu pot juca în meci cu tine Îmi pare rău și o să fac am vorbit despre pomovari am PC nu laptop laptopul nu este bun pentru gaming Câți ani am am 16 ani aproape 17 de unde sunt bucurești am mai zis Așa, ce căști am căștile sunt Razer Kraken în 7.1 niște căști de o calitate foarte bună ce mouse am Mouse este ăsta, un Hamau Rage, uh, e destul de ieftin, vreo 50-60 de lei. Uh, este prima versiune care a apărut, acum a apărut o versiune mai bună, dar nu mi-am cumpărat-o. De cât timp fac YouTube? Păi, canalul ăsta Magic Weapon îl am din uh, 5 aprilie, adică aproape împlinesc un an de activitate și nici nu mă gândeam că o să mă țin un an de toată treaba asta. Uh, de cât timp fac YouTube este o întrebare foarte bună. Undeva în 2011 am avut primul meu canal, era cu Call of Duty, walkthrough-uri și chestii. Chiar credeam că pot avea succes cu treaba aia, dar m-am înșelat, nici măcar nu făceam comentarii. Dar mă rog, să trecem mai departe. De la cine am învățat să joc Survival Games singur-singurel? Pe greșelile mele am învățat, m-am corectat și. Am ajuns la nivelul la care sunt acum. Căștile Razer Kraken 7.1 De ce joc Minecraft? Pentru că este un joc care îmi place pur și simplu. Și na, I hate Minecraft. Da, bravo ție. Vă văd de ce nu pui și altă melodie de fundal. Păi mie mi se pare o melodie destul de bună la Titanii. Doar la Titanii pun melodia aia. În rest, cum să spun? Mi se pare... Așa, foarte bună. Uitați, se potrivește așa cu Minecraft-ul. Asta ce am zis aici. e o melodie bună, dar se plictisește lumea aia. O să mă gândesc să o schimb. Ai iubită? Nu am, dar am avut. Și dacă nu îți place de cineva, în momentul ăsta nu. Câți ani ai? Am mai zis? Cum te cheamă? Am mai zis? Cât ai dat pe PC? Am mai... Nu, n-am mai zis. De fapt, am mai zis în trecut, dar haideți să răspund din nou pe PC-ul meu cu tot cu monitorul, tastatura, mouse-ul, căștile și tot ce am eu, cum să spun, am dat cam 50 de milioane. Când o să joci și alte jocuri? Păi, m-am apucat deja de o serie de CS. Eu mă joc și alte jocuri, dar dacă le aplaudez aici, sunt sigur că nu or să aibă succes așa mare ca Minecraft-ul. Ce telefon am? Un Samsung Galaxy S3, Vechi de un an și încă-l mai țin. O să-l mai țin încă vreo 2 ani. Fa turul camerei? Asta nu e o întrebare, bine spus. Dar asta o să o fac în viitor apropiat. Probabil când o să mi se mai mărească numărul de abonați. Acum consider că e cam de vreme să fac turul camerei. Cum te cheamă? Nume, nu prenume? Păi, hehehe. Asta nu, nu știu, parcă nu-mi vine să zic. Crezi că e bacu. În momentul ăsta, dacă mă concentrez așa foarte tare, pot lua un 5 la română și peste 7 la mate, deci cred că aș putea lua bacul. Trebuie puțină pregătire la română, că e nașpa rău. Fac serie cu fanii în viitor apropiat. De ce m-am lăsat de Metin și de canalul cu Metin? nu mai place Metin, nu? îl consider o, pierde... o pierdere de timp totală. Și de canalul cu Metin, pot să spun că nu mai am ce să fac pe el, nici da. Te rog, melodia pusă din Minecraft comentariu despre clanuri. Puh, nu mai știu ce, ce melodie am pus acolo. Pare rău că nu pot să-ți răspund. În general, sunt melodiile apare în playlistul No Copyright Sounds pe YouTube. Secțiunea Upstep. De acolo mi-au eu toate videoclipurile, uh, melodiile și nu știu, nu știu, numele exact. Ne poți da textura. Uh, textura este pusă pe pagina mea de Facebook. O să-ți dai Skype-ul sau o să faci unul pentru fani. Uh, Skype-ul am făcut unul, este ăsta. Sau Magic în 907. O să faci un episod serie cu fani uh, în viitor apropiat. Uh, ce te-a determinat să faci YouTube? Pe păi am spus, am văzut că este o modă cu jocul meu preferat în momentul acela și am zis să mă apuc de YouTube. Te gândeai că o să ajungi la un număr așa mare de abonați? La vremea aia nu mă așteptam să fac nici o mie de abonați, însă acum sunt sigur că pot face mult mai mulți. Care este targetul tău de abonați? Păi pot să spun că nu am un target. Adică cât cuprinde, dacă vă abonați, vă abonați, dacă nu, nu, faceți ce vreți, adică nu am un target și vă mulțumesc tuturor oricum celor care s-au abonat, place ceea ceva și felicitări pentru munca depusă, mersi mult. Câți ani am? 16, aproape 17 de când am PC-ul, aproape un an, face un an în vara asta. Dacă ai tu pe apartamentul slash casa, am spus aceeași poveste mai încolo. Care este youtuberul meu preferat? Nu am unul, dar oricum youtuberul meu preferat nu intră în categoria românia, adică un youtuber preferat din România ar fi Degger, numai la ăla îmi place să mă uit, și Rafael, atât, Degger și Rafael, restul nu, am, nu prea mă uit la ei. Și din altă țară sunt destui, sunt destoi. Uh, syndicate project grape apple sauce uh, uite că nu vin acum aliei jainesti sunt foarte foarte mulți nu de aia spun că moi la toți și nu pot să aleg unul preferat uh, vrei să fim prieteni no uh, îți plac sarmalele cele mai bune sunt sarmalele după arma. Așa e că joci cu hack știe tata. N-am jucat în viața mea cu hack deci pe cuvântul meu de onoare că n-am jucat niciodată cu hack și urăsc pe toți cei care joacă cu hack din cauza că sunt nubi. Uh, mai vedem, rămâne de văzut. Tia a pus de vlogging, păi nu știu. Asta este un plan de viitor, probabil când o să mai cresc cu canalul ăsta o să mă apuc și de vlogging. Dăm 5 lei, nu. De unde mi-a venit inspirația de a face videouri cu Survival Games? Când m-am apucat de YouTube N-aveam cont premium Pe canalul ăsta mă refer N-aveam cont premium prima dată Și Cum să spun Îmi doream foarte mult să mă joc pe servere de Minecraft Și nu puteam pentru că Majoritatea serverelor bune sunt Premium și Mi-am cumpărat cont premium și am intrat să văd și eu Ce este cu survival games ăsta Și a început să-mi placă foarte mult Așa că am zis să mă apuc de o serie mi-a fost ușor să intru în proiectul Titanii. Eu consider că da, a fost destul de ușor pentru că îndeplineam condițiile și n-a trebuit să muncesc deloc. Este un proiect foarte bun, îmi place să joc Titanii și na. Este ușor să câștigi în fiecare meci de Survival Games. Păi ideea este că e foarte greu să câștigi în fiecare meci de Survival Games pentru că ba e lag, ba dai de hackeri, ba dai de timări de 3 și pur și simplu nu poți câștiga fiecare meci. Chiar și eu nu prea mai câștig pe survival Games și mă chinui, am ajuns să mă chinui. Pentru că lumea a început să învețe să joace și e greu. Vei face video cu Titanfall. În viitorul apropiat, da. Vei face un video în care să ne arăți camera ta, în viitorul apropiat. Care este numele meu adevărat? Victor, ți-am spus. Gameplay-uri cu CSGO, am pus. Fac un tour al camerei în viitor apropiat. Fumezi sau ai fumat vreodată? nu fumez. Am încercat să fumez, adică am, am, pus țigara la gură, dar nu văd ce e mișto în asta. De ce te-ai apucat de YouTube? Păi, am zis, te pasionează vreun sport? Skiul. Skiul este pasiunea mea ca sport și, nu știu, schiez destul de bine. Am de asemenea îmi place și tenisul, basketul, Bine, am și 1,90, adică 190 de centimetri, sunt destul de înalt, deci basketul e un sport, mă avantajează înălțimea. Am practicat sau practic un sport, skiul în prezent, am practicat și not, da, mai multe. Fac și sala acum, dar sala nu cred că se, spune, se pune ca sport. Câți ani ai? De când joci survival games? Mm. Așa, s-a dus și facecam-ul pentru prima dată. Uh, joc survival games din iunie anul trecut, iunie 2013. Care crezi că sunt cei mai buni români la survival games? Top 3. La întrebarea asta trebuie să stau să mă gândesc. Un top nu poate fi realizat după un singur, un singur om. Un top ar putea fi realizat pentru o echipă, să spun. Adică vedeți la jocurile margin, CS, Call of Duty, LOL, nimeni nu zice care e cel mai bun jucător. Toată lumea zice care e cea mai bună echipă, pentru că echipa contează. Așa, la Survival Games nu prea ai cum să-ți dai seama, pentru că youtuberii români n-am văzut meciuri când să se bată ei 1v1. Ar trebui odată să organizăm așa un mic eveniment cu youtuber români, dar nu știu dacă se poate. Pe că ce să dăm challenge-uri? S-ar putea, dar nu știu. Nu am un top. În principiu, cei mai buni ar fi... Uh, să cei mai buni români, nu youtuberi. Păi sunt cu grămada, bă, sunt cu grămada. Pot să fac o enumerație aici. Dagger, Rafael, Q-Pain, uh, uh, tu, 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 Nelson, TH Paul, sunt aici cu grămada, nu știu dacă îi știți pe toți. Nu, nu pot să spun. Na. În orice caz, sunt mulți. De ce nu încerc să te abții din jurături? Câteodată unii țin video pe boxe și na. Nu înțelege greșit. Bă, băi, deci... Îmi pare rău, dar sunt unele faze la care pur și simplu nu pot să mă abțin din București sunt, au mai zis. Îți mai place SG sau sunt prea mulți secări? Deocamdată îmi mai place, așa, la limită. Dar încă mă joc, Sura Games. De unde ești, câți ani ai, îmi dai PC-ul tău. Dacă mi-l dai, îți dau un leu. Nu. Te știi, mă știi, da un episod de SG filmat de Rodby? Bravo. E faci un server de Minecraft pentru fani, fără cont premium este o grămadă de investit în așa ceva și nu dispun de timp și banii necesari ca să fac un server. Am încercat o dată și n-a ieșit bine. În ce clasă sunt a 11-a? Tombole. Da, pot să mai fie ni și, și tombole. Nume complet nu nu-l spun încă. N-am o prietenă în momentul de față. Te-ai apucat din nou de un metin 2. Bă, dacă aș avea cu cine, dar să fim așa mulți, să fac o breaslă, m-aș apuca, dar unul privat, în niciun caz nu oficial. Câți mă ai? M. Câți mă? Nu știu ce înseamnă M. -ai. Câți metri ai? 1,90. Ce rang vrei să fii pe MCZG? Vreau să fiu în top 1000. Care e cel mai bun român la rank? Era cineva cu 900 de winuri, dar nu sunt sigur. Nu știu numele, știu că pe locul 2 e Nelson cu 700 de winuri aproape, sau 630 ceva de genul. Uh, când o să fac un giveaway mai încolo în viitorul apropiat. În primul rând, bravo, mulțumesc. Întrebarea mea este cum te cheamă real și când vei avea de gând să faci un vlog. Numele meu real nu pot să-l zic tot, doar Victor. Mai cheamă și Ioan, hai că pot să spun și asta, dar mm. Numele complet o să îl spun eu mai încolo. Când o să fac un vlog, sincer nu știu, când o să-mi vină chef. Remixul este luat de la nou Copyright Sounds, am mai spus. Nu o să joc niciodată cu hackeri, am spus cu YouTube. -ul. În cât timp am învățat toate rutele, mi-a luat ceva timp. Țin minte că adică eu toate rutele le-am învățat singur, nu m-am nu uitat pe YouTube pentru rute și eram cea de genul, când eram la început, eram cu Sergio acolo, cine știe știe, și mergeam acolo la spawn, dacă prindeam sabie continuam, dacă nu prindeam sabie ziceam, a, hai să dăm hub că nu mai are rost. Serii cu CS16 e un joc foarte vechi și nu nu mai place să mă joc, în schimb o să fac cu CSGO, o să continui seria pe care o am. În afară de YouTube, ce îmi place? Adică la hobby-uri sau ce, nu știu. Îmi place să mă joc și cu chestia asta, îmi place să mă dau cu bicicleta, îmi place să schiez, sunt o grămadă de activități. Uh, place să ies afară cu prietenii, nu știu. Cam atât a fost pentru partea asta, ne vedem în partea a doua și...